Astăzi reacționăm la istoria elelor din România. Ați auzit foarte bine, băieți, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un episod foarte horror la mine pe canal, deoarece astăzi vom discuta despre niște fantome care cică, băieți, trăiesc în pădurile din România. Mai exact, elele. Nu știu dacă ați auzit de ele, eu am avut tovarăși care cică nu au auzit și nu chiar toată lumea a auzit, așa să vă fac o mică prezentare, băieți. Elele astea sunt niște fantome care cică stau în mijlocul pădurii și ele așa se înfățișează ca niște fete drăguțe care poartă rochii albe, băieți. Ideea e că nu vă pot oferi o definiție foarte clară la aceste fantome, pentru că, bă, pe bune, m-am documentat foarte mult înainte de acest videoclip și haideți să vă zic ce am aflat. În primul rând, fraților, deci, bă, poveste reală 100%, vreau, dacă poate cineva să-mi confirme în comentarii, mi-am întrebat un tovarăș din Tulcea, adică partea de Tulcea Constanța, cum stă treaba cu elele astea? Și el mi-a zis că și că la el în sat se spune că elele astea ies la iveală atunci când e noapte și la colțuri de stradă, gen, știi, când e intersecția la stradă, acolo ies și dacă nu e nimeni și este lumină, acolo să le vezi cum dansează. Însă povestea, să spunem așa, cea mai populară cu elele astea este că și că dacă mergi noaptea pe stradă și ești foarte drăguț, o să te răpească sau ceva de genul. Deci eu nu sunt în pericol. Băieți, scrieți-mă la comentarii dacă credeți că sunteți în pericol sau nu. Tocmai de aceea astăzi v-am pregătit două d-astea cu legenda elelor, adică avem o dată legenda elelor și totodată mai avem și un short horror film în care vă arăt efectiv ce se întâmplă în cazul în care ești, să spunem așa, răpit de elele astea. Nu prea am înțeles cum stă situația, o să vedem acum, dar ideea e că o să le vezi cum dansează și o să vină să te răpească sau nu știu ce o să-ți facă. Urmează să vedem. Nu uita să apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem episoade de genul, băieți, și haideți să-i dăm drumul, pentru că mi se pare ceva super, super horror. Eu până acum, gen, în zona mea aici unde trăiesc eu, nu prea am auzit de ele, știi ce zic? Adică eu știam de ele, știam destul de puțin, doar că nu prea am auzit de ele așa, să zici că mamă, nu știu ce horror. Hai să-i dăm tare și să-i dăm drum. Despre frumoasele fecioare zanatice, se spune... Da, și fecioare zanatice le se mai zice. Trăiesc în inima pădurii. Deci, după cum a zis, frăților. Iar în puterea nopții, pășesc în lumina lunii și se împletesc într-o horă sălbatică. Dansul lor nebun pârjolește pământul, care rămâne ars și neroditor. Okay. În mitologia populară sunt făpturi feminine supranaturale. Da, deci v-am zis, fraților, făpturi feminine supranaturale, adică sunt efectiv niște fantome care arată ca fetele astea, adică sunt niște fete drăguțe care sunt îmbrăcate în alb, știi ce zic, care și că dansează. Posesoarele unei frumuseți și senzualități frumuseți, nepământene, v-am zis, băieți, v-am zis. Care dansează goale sau înveșmântate în voaluri diafane. Elele sunt asociate cu vântul. Cu vântul, sunt auziți asta. Ale aerului, așa cum le numea Dimitrie Cantemir. Da, Dimitrie Cantemir și mai erau un alți băieți care ziceau ceva cu Ștefan, nu știu cum. De la sol, ușoare precum fulgii. Atunci cum ne răpesc în dansul lor nebun. Mamă, asta dansează, astfel se explică de ce nu fac parte din sfera telurică și de ce oamenii ar trebui să nu le întâlnească niciodată. Mamă, ci că oamenii ar trebui să nu le întâlnească niciodată. Băieți, căutați părit că ci că sunt oameni. Acum vă dați seama că strastă unii bagă vrăjeală care ci că le-au întâlnit pe elele astea, știi ce zic? Adică, dacă totuși se întâmplă asta, să bagă vrăjeală. Consecințele sunt devastatoare pentru bietul muritor. Oh, bietul muritor, adică noi. Elele rămân slutiți, își pierd mințile. Își pierd mințile. Și simplu dispar fără urmă. Tinerii frumoși care se lasă seduși de tinerii frumoși, băieți, v-am zis, deci aici a fost zona noastră, n-am nicio treabă. Voluptoasele elelor sfârșesc de cel mai multe ori prin și în horă. Și în horă, frenezia dansului nu duce însă decât la moarte. Gen, te bagi în hora lor, cred. Având să joace până la ultima suflare. Mamă. Nu se știe exact cum au apărut elele. Aoleu. Unii spun că ar fi fiice ale lunii. Da, da, exact. Că elele sunt fiice ale lui Alexandru Macedon. Mamă, care au băieți. Băut apă vie, pe care acesta o păstra pentru bătrânețe. Fetele au devenit zâne, făpturi nemuritoare. Mamă, care exact, vedeți, au zburat în desișul codrilor și, și în locuri în care piciorul omului nu călcase vreodată. Auziți, mamă, dar băiatul ăsta care vorbește, stați puțin, băieți, facem așa o mică paranteză, până la urmă să dăm și un credit. Băiatul ăsta se numește Sin. Eu mă uitam la el, vedeți, videoclipul din 2015. Bă, dar parcă e cam răgușit frățiorul nostru, un youtuber foarte este bun, vă zic. Este asemenea ambiguă. Ambiguă. Cea mai probabilă explicație este că ele nu este altceva decât varianta populară a cuvântului ele. Ele, a. Alte explicație vine de la Bogdan Petriceicu Hazdeu, care ia, spune că denumirea de ele vine de la Sancristul Vel. Termen asociat, da, în același timp, cu mișcarea, dar și cu boala, da, sau moartea subită. A, fraților, Sancristul Vel, adică domeniul meu, știi ce zic? În multe regiuni ale țării există superstiția, conform căreia cuvântul ele nici nu ar trebui rostit. Mamă! Simpla menționare a zânelor
Atrage, da, băi, ți-am auzit și eu că cică nu poate să nu fie rostit. Scrieți-mi un comentariu dacă sunteți din vreo zonă de asta. Pentru a le numi, cum ar fi frumoasele, fecioarele, soimanele, rusaliile sau sânzienele. Ok. Ierele apar întotdeauna în grupuri de 3, 5, 7, 9 sau 12. Ok. Numele magice în folclorul popular. Ah, da, fraților, bă, numele magice. Adică dacă ați, nu știu dacă ați învățat la școală, însă astea apar și în bazme, numele astea magice. Știi, întotdeauna când e combinația asta e 5, 3, 7, adică întotdeauna când are împăratul niște fii sau ceva de genul, cei 7 pitici, astea sunt învățate și la școală, în cazul care nu știați acum. Slujitoarele cunosc numele ielelor și le invocă în ritual. Uai, deci că preștele știu numele, bă, ce mișto. Margalina, Sabatina și Rujalina. A, deci toate cu Ulina la final. Cum spuneam, ielele sunt prea frumoase pentru a fi privite. Ho! Prezența lor diafană și jocul lor amețitor nu ar trebui niciodată să bucure ochiul uman. De ce? Însă dacă întâmplare face ca un muritor să dea nas în nas cu ele, frumoasele au să pedepsească pe cel care îndrăgit să le privească. Mamă, ielele se hrănesc cu flori și beau apă din izvoare sau din fântâni. Bă, dacă se hrănesc cu flori, ce o să le fac? O să le mânce pe noapte? Cei care beau după ele rămân pociți, schilodiți sau se îmbolnăvesc grav. Mamă. Ielele întind hora într-o poieniță sau într-o grădină cu iarbă verde. A doua zi, iarba rămâne pârjolită sub formă de cerc. Există chiar mărturii de cercuri misterioase apărute în lanurile de cereale, grădini sau poienițe, cele mai recente fiind înregistrate în județele Alba, Arad sau Brașov. Deci, județ Alba, Arad sau Brașov. Animalele dețin un al șaselea simț, căci nu calcă pe iarba care a fost pârjolită de ele. Mamă, băi, vai, fraților, trezezi acum, deci, fix după aceea ce ai văzut videoclipul ăsta, te duci cu câinele tău la plimbare sau ceva, te duci și vezi că o colește ceva, știi, v-ați dat seama că pe acolo au căcat pielele și ăsta are al șaselea simț. Apoi din fântâni sau izvoare de unde au băut ele. În folclorul popular, ielele sunt strâns legate de sărbătoarea de rusalii. O, sărbătoarea de rusalii, această noapte ies din ascunziș și încingă o horă sălbatică la lumina lunii. Mamă, băieți, a fost recit rusalile. Să doarmă afară în această noapte pentru a risca să fie găsit de ele și pedepsit aspru. Mamă, nu știam asta, băieți. Despre ciobani adormiți afară și găsiți a doua zi înconjurați de un cer de iarbă pârjolită. Desigur, niciodată nu a mai fost la fel. Dimineața i-a găsit paralizați, muți, surzi sau schilodiți. Mamă, băi, și ciobani, adică oameni simpli care efectiv au adormit în seara de rusalii undeva pe câmp, au fost găsiți, vai de capul lor. Sunt pedepsiți cei care muncesc în ziua de rusalii. Aoleu. Poveștile vorbesc de mini vârtejuri care apar din senin și lovesc gospodăria, ridicând în aer de la căpițe de fân până la animale și chiar oameni. Oare, fericită-mi. Ielele sunt în special atrase de tinerii frumoși, care deja au o aleasă. Nu se știe de ce apare predilecția pentru bărbații deja luați. Dar cel mai probabil, frumoasele fecioare reușesc că femeile sunt în siguranță, vezi? Iar apoi simt nevoia să-i pedepsească, luându-i în hor. Prea frumoase, normal. E destul de greu să te aperi de ele dacă deja te-au văzut și te strigă să te alături dansul lor. Mamă, frenetic, să te strige, mamă, băieți, să merg pe stradă, să aud Marius, ia vină aici și joacă-te cu rei, mamă, băia la foc. Încă de la început. Casa și mamă, să te strige, băieți, doare ferește să nu... Tinerii care sunt nevoiți să umble noaptea și ciobanii sunt sfătuiți să poarte 3 căței de usturoi la brâu. Mamă. Există și alte modalități de protecție. A, protecție și usturoi, băi, așa era și cu vampiri. Gospodarii mai pot folosi și un cap de cal înfipt într-un par. Mamă, frățioare, cu usturoi, bine, lăsați capul de cal. Folclorul spune că frumoasele fecioare se vor speria și vor fugi. Aolea. Există un remediu și pentru cei schilodiți sau smintiți de ele. Yeah. Dansul călușarilor joacă un rol asemănător unui ritual de exorcizare. Victima trebuia să intre în jocul călușarilor, așa, fără să vorbească, și apoi să rămână tăcută și răbdătoare, în timp ce aceștia jucau călcând pe nefericit. Ielele vin odată cu lumina lunii și se transformă în vânt la venirea zorilor. Frumusețea lor nepământeană a înflăcărat imaginația muritorilor de peste tot. Mărturie în numeroasele povești asemănătoare. Deci sunt mulți oameni, boys. Mulți boys care au zis. Mică paralelă cu mitologia universală. Vă dați seama că demonstrează că seducătoarele fecioare au existat de la începutul timpului în inima pădurii. Ielele sunt echivalentul sirenelor care vărgeau în trecut de marinați. Sunt întruchipări ale zeiței Hecate
și totodată pot fi asemănate cu muzele lui Pan. Mamă, băi, și aici s-a terminat videoclipul. Bă, mi-a venit cea mai tare idee. Deci fiți atenți, băi, ce-aș face? Fiți atenți, deci să mă arăt băieții de nou să fac un videoclip de ăsta. Te duci într-o zonă de asta, la sat. Fiți atenți, la sat unde toată lumea știe de ele sau ceva de genul. Te duci cu Rosalie, iei 5 fete sau 3 sau 5 și le îmbraci în dale albe, bă, băieți. Băi, 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 lăsa ce mișto ar fi, man. Adică lumea săra, băi, poate ar face infarct, un moș de la Doamne, iartă-mă, să mă arăt băieții să vadă și să-l strige. Ioane, vin aici la noi să te joci, Doamne ferește. Iar acum, fraților, am găsit un short horror film în română, un scurtmetraj românesc, care are 600.000 de views și se numește Povestea Elelor, horror românesc. Și despre băiatul ăsta care este atras într-un fel de ele. El merge cu mașina sau ceva de genul, nu mai știu, da, uitați-l, și e atras de ele. Astea. Adică eu când am văzut prima dată short horror filmul ăsta nu știam ce e cu elele. Deci ascultă muzica, băiatul nostru. Îl vedeți, e foarte calm, nu știe ce o să se întâmple. Let's go. Merge pe stradă aici frumos, dar o fi că se oprește el? Se oprește cu motiv sau fără un motiv? Uite, sunt doi. Îți doi băieți, sau poate le vede pe alea cum dansează. Hai să vedem ce se întâmplă, sunt curios, v-am zis. Bun, au închis ăsta. Și acum ies din mașină, dar de ce ies din mașină aici? Au ajuns undeva? Că n-am fost. Ah, cred că l-a se duce la baie, băi, se zice. Mamă, mamă, stați puțin, s-a stricat radio-ul. Acum începe situația, acum începe acțiunea. Deci asta s-a dus să se ușureze, frățiorul nostru. Adi! Hai, Adi! Hai, Adi, vino! Let's go, Adi! Așa m-am auzit, Adi, nu? A, că da, mamă, fraților, stați puțin să vă fac cu puțină cultură generală. Dacă cumva sunteți noaptea lângă o pădure și vă auziți numele, nu vă duceți în pădure, e logic. Adi, frățiorul nostru, nu s-a gândit la această variantă. Hai să vedem ce se întâmplă. Asta e panicat că nu merge radio-ul. Let's go, mamă, ce mișto. Adi, du-te, frățioro, Adi, haide. Săracu Adi. Mamă. Uite, un foc, uai. Și unde sierele, băieți? Hai, Adi. Ia, uite, au apărut. Ia, uite-le. Frumusețile într-un clipate. Hai, frățioro, Adi, ce faci? Adi! Mamă, ce face fratele nostru? Se distrează de mine, văd? Hai, Adi, și tu! Aș, deci a pus, mamă, l-am văzut! Da, care și el are, mamă, deci, fraților, uitați-vă la chestia asta, adică, ia să ne uităm aici în spate. Deci uitați-vă cum se ascundea omul meu, adică, văd, deci nimeni nu-l vedea după creanga aia. Uitați-vă, adică, e... Fai, omul pădurii, stă la asta, este nici mai în față. L-au văzut astea, Adi, te-ai dus. Fugi, Adi. Mamă, fii atent, și-au făcut așa și l-au întors înapoi, o fi. Mamă, ce se întâmplă? Mamă, s-a împiedicat frățiorul, Adi a fost panicat. L-au văzut frumusețe, sau o fi că ele au făcut să se împiedice. Adi. A luat mașina și acum, ia, al nostru ce face? Mamă, nu mai merge radio, da unde era din mașină? Mamă! Păsarii nu știu cum. Mama, adi-ți-o la și tovară și te-a luat tot. Mamă, și acum s-au băgat pe el. Și aici e gata, fraților. Oh, bă, mișto rău de tot. Deci, pe bune, un short horror pe mișto și puțin amuzant. Frățiorul Adi a fost pus la respect după părerea mea. E bine, fraților, ăsta a fost clipul despre ele. 100% când o să fac 18 ani, o să mă duc printr-un sat de ăsta și o să fac un videoclip de la mișto rău de tot. Care o să sperii, Doamne ferește, o să sperii oamenii cu elele. E bine, dacă v-am bucurat acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem cu un episod de noi. V-am pa pe toți, să aveți o seară frumoasă. Pa, pa!